Agricultorii din România au viață grea în piețe sau în alte locuri unde reușesc să-și vândă marfa. Un agricultor a primit amendă 7.500 de lei pentru 20 de legături de ridichii puse pe tarabă. M-a impresionat povestea acestui agricultor care trăiește exclusiv din muncitul pământului și vânzarea roadelor la piață. Cu micul mare, toată familia sa este implicată în această activitate, fiecare știindu-și foarte bine locul și menirea. Ca mulți alți producători și agricultori din comunele învecinate care vin în Bacău să-și vândă roadele muncilor și să câștige un ban cinstit, Costel a avut de înfruntat atât practicile scandaloase ale celor care conduc piața, cât mai ales reaua credință a doi funcționari care i-au aplicat în 2020 o amendă record de 7.500 de lei pentru că avea pe tarabă 20 de legături de ridic. Astfel de funcționari sunt o adevărată cangrenă nu doar pentru sistemul bugetar, ci chiar în viața comunității, funcționari anonimi care se ascund după un proces verbal de contravenție și trăiesc bine mersi într-o lume a lor, nu în realitatea celor care chiar muncesc pe brânci pentru a-și câștiga existența, care își plătesc dările la stat până la ultimul leu, iar de pe urma lor trăiesc mulți alții lucrători zilieri, precădere în perioada muncilor agricole. Practicile despre care am auzit vorbindu-se la piața centrală îmi confirmă că acest loc, care ar trebui să fie un spațiu comercial în care să se regăsească producătorii agricoli din județul Bacău, e confiscat de un veritabil clan care tratează piața ca pe propria afacere, nu ca pe un obiectiv public al municipiului Bacău, care ar trebui să producă venituri considerabile la bugetul local. Totul sub privirile îngăduitoare ale conducerii, în subordinea căreia se află administrația piețelor, arată președintele Consiliului Județean Bacău, relatează mesajul.ro.